as you can see. And anyway, Jim and I had lunch one day. I said, how do you ever be a dancer? And she said, it was interesting. When she was at school, she was really hopeless. And the school in the 30s wrote to her parents, said, we think Gillian has a learning disorder. You couldn't concentrate, she was fidgeting. I think now they'd say she had ADHD. Wouldn't you? But this was the 1930s, and ADHD hadn't been invented, you know, at this point, so it wasn't an available condition. You know, people weren't aware they could have that. Anyway, she went to see this specialist. So this oak panel room, and she was there with her mother, and she was led and sat on this chair at the end, and she sat on her hands for 20 minutes while this man talked to her mother about all the problems Gillian was having at school. And at the end of it, because she was disturbing people, her homework was always late and so on, little kid, in the end, the doctor went and sat next to Gillian and said, Gillian, I've listened to all these things that your mother's told me. I need to speak to her privately. So she said, wait here, we'll be back, we won't be very long, and they went and left her. But as they went out of the room, he turned on the radio that was sitting on his desk. And when they got out of the room, he said to her mother, just stand and watch her. And the minute they left the room, she said she was on her feet, moving to the music. And they watched for a few minutes, and he turned to her mother, and he said, you know, Mrs. Lynn, Gillian isn't sick, she's a dancer. Take her to a dance school. I said, what happened? Said she did. I can't tell you how wonderful it was. We walked in this room and it was full of people like me. People who couldn't sit still. People who had to move to think. Who had to move to think. They did ballet, they did tap, they did jazz, they did modern, they did contemporary. She was eventually auditioned for the Royal Ballet School. She became a soloist, she had a wonderful career at the Royal Ballet. She eventually graduated from the Royal Ballet School, found her own company, the Gillian Dance Company. Met Andrew Lloyd Webber. She's been responsible for some of the most successful musical theatre productions in history. She's given pleasure to millions, and she's a multi-millionaire. Somebody else might have put her on medication and told her to calm down. Now, I think... what I think it comes to is this. Al Gore spoke the other night about ecology and the revolution that was triggered by Rachel Carson. I believe our only hope for the future is to adopt a new conception of human ecology, one in which we start to reconstitute our conception of the richness of human capacity. Our education system has mined our minds in the way that we've strip-mined the earth for a particular commodity, and for the future it won't serve us. We have to rethink the fundamental principles on which we're educating our children. There was a wonderful quote by Jonas Salk who said, if all the insects were to disappear from the earth, within 50 years, all life on earth would end. If all human beings disappeared from the earth, within 50 years, all forms of life would flourish. And he's right. What TED celebrates is the gift of the human imagination. We have to be careful now that we use this gift wisely and that we avert some of the scenarios that we've talked about. And the only way we'll do it is by seeing our creative capacities for the richness they are, and seeing our children for the hope that they are. And our task is to educate their whole being so they can face this future. By the way, we may not see this future, but they will. And our job is to help them make something of it. Thank you very much. Mulți dintre voi poate știați, este un mare speaker, este fenomenal, dar el a sintetizat excepțional ceea ce de fapt am vrut să spun cu această prezentare. Și am vrut să spun un lucru foarte simplu. IT-ul e fabulos, tehnologia e fabuloasă. Vedem prin ochelari hărți, ne uităm la ceas, ne măsoară tensiunea. Îmi amintesc, la un moment dat, am o prietenă care locuiește în Arizona, mai precis în orașul Scottsdale, lângă Phoenix. Și la un moment dat am rătăcit telefonul, dau pe Google Earth, Google Street View, o găsesc și primesc un mesaj. Now she is in her practice. Do you want to call her? Minunat. De la mine, din biroul meu, da, minunat. Deci, sunt niște ustensile extraordinare, dar ele trebuie doar folosite pentru ceea ce sunt. Ea trebuie să fim pregătiți pentru ceea ce vine. Și înainte să închei și să vă mulțumesc pentru răbdarea, nici nu știu cât a trecut mult, nu contează.
Timpul n-a contat, vedeți? Nici nu l-a simțit. Spuneți-mi asta, am nevoie de ea. Vreau să vă mai recomand un... Avem români fabuloși, să știți. Oameni minunați pe care am întâlnit de-a lungul vieții mele. Au făcut chestii incredibile. Unul dintre ei, în mod special, vreau să vă vorbesc două vorbe despre el, să vă invit să vedeți. Un român minunat, și anume Dragoș Plătășanu, care este doctor fizician la NASA. Un tip fabulos. A făcut un film care se numește The Amazing You. Uluitorul tu, incredibilul tu, da? Acest film este despre niște oameni minunați, un film de interviuri, da? Îl prezintă în acest moment într-un tur din România, săptămâna viitoare, va fi la Cluj. A făcut un tur de interviuri cu oameni extraordinari, care au inventat niște lucruri, care au avut curajul să inventeze. Este realmente un film de interviuri, între alții, de exemplu, Greg Braden, toată lumea are auzit de Greg Braden, dar care, în particular, este ITist. A fost Chief Technical Officer la o mare corporație americană de rețelistică pe numele ei Cisco Corporation. Și la un moment dat a zis, enough is enough, vreau să fac altceva. Și acest altceva a fost un drum excepțional pe care Greg Braden l-a făcut. Eu am avut vreo 6 cărți și în România, excepționale cărți de dezvoltare personală și de cunoaștere de sine. Și inventatorul jocului Bird sau ceva, în sfârșit foarte mulți oameni, cel care a construit misiunea pe Marte, deci niște oameni extraordinari care au avut curajul să se lupte și să încerce să facă altceva, să se redescopere. Între alții, îl veți găsi în acest interviu și pe românul nostru, pe Dorin Prunar, în acest film. Este un film fabulos, făcut de un român foarte respectat la NASA, care este Dragoș Plătășanu, și vă recomand să căutați acest film, să-l vedeți, The Amazing You. Uluitorul tu, deci noi nici nu știm ce putem să facem, totul este să vrem să facem, să ne schimbăm complet, să întinerim mereu, să fim copii mereu, să abordăm noul, pentru că și această tehnologie va urma o cu totul altă direcție în viitor față de ceea ce știm noi în acest moment. Eu vă mulțumesc din suflet, vă cer scuze dacă v-am ținut prea mult, sper că a fost interesant, mulțumesc Florin. Mulțumesc colegilor care m-au sprijinit în această prezentare. Da. Și dacă v-a plăcut, mai facem și altă dată, ca să spun așa. Bună seara, mulțumesc mult! Pentru asta este fascinația unor oameni care nu sunt doar profesioniști, ci și buni comunicatori. E o problemă să poți să-ți ții atmosfera asta, problema care, într-o fel sau altul, poate nu este comună fiecăruia, dar s-au atins niște puncte absolut esențiale. Și consider că pot să apară profesiuni noi, echivalentul unor designer pentru quest-uri astea care sunt în locul lecțiilor foarte statice pe care avem la școală. Deci e o funcție care trebuie umplută de realitate, trebuie să devenim și am putea să ofertăm într-o dinamică internațională, pe o piață internațională, prilejul pentru a schimba forma educațională, că e nevoie știm. Că și noi recunoaștem, știm. Acum problema este ce ofertăm, cât de frumos încapsulăm, astfel că să nu mai avem această, de ce, schizofrenie între artă și partea rațională, într-un mat și real, să fim împreună lucrare cu cele două elemente, să, pentru asta trebuie să facem niște quest-uri. Școala de să fie o încercare, o provocare. Nu trebuie să le dictăm copilor, să le dăm tematica, să le dăm contextul, să le dăm obiectivele, să le dăm mișcările, să le dăm bucuria noastră. Că dacă nu le dăm bucuria noastră și nu suntem noi, cei care ca părinți sau ca bunici, suntem dinamici, să le dăm, să devenim împreună parte componentă din marea întrebare și ne spunem într-o variantă, pe asta, că așa e normal, mi se pare că oricum ne vor rejecta și vor merge în altă formă. Deci, poate, uite, e un moment foarte deosebit, consider că este o provocare extraordinară. Avem expertize, exact ce s-a spus, avem atâția oameni de valoare, dacă i-am luat pe fiecare parte pe care cunoaștem, numai cei din sala asta, cât cunoaștem fiecare și am pune într-un loc, resursa intelectuală este extraordinar mare. Dar de fiecare dată întrebarea, cum ne va un popor cu atâția oameni ca de valoare nu reușesc să aibă o trăire colectivă, dar o bună stare care să ne reflecte valorile individuale. Deci, sigur, încă mai avem nevoie să învățăm networking-ul ăsta, să ne respectăm viziunile, să ne respectăm pozițiile. Înainte de a da, totuși, poate doriți să niște întrebări sau niște probleme, de aceea e gen și la sfârșit să invităm și gata să ne spună câteva cuvinte, dacă aveți eventual de completat, dar eventual niște întrebări care am profitat de prezența lui Mihaela, poate pentru a le răspunde. Ce va incita sau ce va... Să știți că legea lui Moore e depășită. E altă lume. Așa că chiar mi-am invitat să... Da, da, da.
Vă rog. Și în care am legat cumva, și te provoc cumva,